găsit, doamnelor și domnilor. Este ora 13 și începe Realitatea din București. Alături de mine se află domnul Cosmin Șmighelschi, liderul consilierilor generali USR, plus dacă nu mă înșel. Acum consilier general, noi facem o rotație într-un mod democratic, așa la 4 luni. Dar consilier general USR plus, mulțumesc. Așa. Vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația. Avem subiecte interesate de dezbătut, subiecte interesate pentru cetățenii noștri și aș vrea să începem cu clădirile istorice, pentru că știu că acum în acest moment este un proiect în dezbatere publică pe site-ul primăriei și vreau să ne spuneți ce prevede acest program. Sigur. Noi avem moștenit, să spun așa, în sistemul ăsta din ultimul mandat, o administrație de consolidare a clădirilor cu risc seismic. Ea în acest moment are un director și un management nou, care este foarte activ. Și de altfel, în primele ședințe de Consiliu General pe care am avut, am avut deja foarte multe proiecte care au avansat pentru consolidare. Așa cum se știe foarte bine, București are un risc imens, imens, mai ales pe zona de centru și clădiri monument de prăbușire în caz de cutremur și aici nu vorbim nici măcar de un cutremur major. Nu știm. Aici e, de fapt, problema, că nu au fost făcute foarte multe, adică nu sunt actualizate toate studiile care presupun rezistența acestor clădiri. Regulamentul prevede ca în viitor proprietarii clădirilor să poată primi un credit rambursabil de la primărie pentru a consolida aceste clădiri. Deci avem două planuri. Pe de o parte, ceea ce ține Primăria Capitalei, clădirile în patrimoniu propriu, unde facem un efort imens să aducem cât mai multe raportate la buget, că toate astea costă foarte mult. Și pe de altă parte, un plan de a aduce asociațiile proprietari, proprietarii, ca cu această administrație să putem să îi ajutăm, să îi sprijinim și financiar, evident. Da, proprietarii știm că sunt acum obligați prin lege să-și întrețină fațadele, să-și igienizeze, să-și repare casele. Iar dacă nu o vor face, vor fi obligați de primărie, dar pe banii lor, potrivit acestei hotărâri. Da, exact. Acum, știți cum e? Sunt părerile împărțite. Aici domnul primar are o strategie proprie și așteptăm și noi să o vedem implementată. Suntem la început de mandat și poate nu a început în forță cu amenziile. Cumva și eu sunt de aceeași principiu că nu trebuie din prima să încep să amendezi pe toată lumea, ci mai întâi să le dai soluția reală pentru a rezolva. Dar mi se pare normal să fie sancționați cei proprietarii care nu sunt de bună credință și care de altfel pun în pericol cu fațade. Știți foarte bine ce se întâmplă. Pe lângă bucăți din structura fațadei, iarna se adună când îngheață diversi țurțuri. E vorba de o întreținere. Într-un fel, aici cred că este echilibru între mediul privat și administrație. Ok, ești proprietar, ai toate drepturile care ți se cuvin, dar nu poți să pui în pericol trecătorii pe șosea din față, nu poți să lași și vizual să deranjeze un spațiu. Avem atâtea clădiri care stau în paragină. Nu putem dintr-o dată să-i amendăm pe toți cu maximul, pentru că nu există și soluții. E clar că există costuri și nu vrem să ajungem în situația în care să fie executați acei oameni pentru că nu mai au bani să plătească refacerea clădirii. Și vin amenziile una după alta. Însă e un echilibru, un balans aici. Eu sper sincer, din ce înțeleg și de la domnul primar, am încredere în administrația de risc seismic. Cred că există o viziune clară și la finalul acestui an o să avem un echilibru corect între sancțiuni, și da, trebuie să primească sancțiuni cei care nu întrețin, și o soluție oferită și cu sprijinul primăriei, prin regulamente, programe, că se mai pregătesc și altele pentru consolidare. Aici aș mai ridica o problemă și sunt sigur că cetățenii care locuiesc în astfel de clădiri știu foarte bine. Din păcate, sunt multe clădiri prin centru care au, spre exemplu, la parter proprietari persoane juridice sau la etaj fizice și alte apartamente sau chiar alte spații comerciale proprietatea statului. Este o nebunie birocratică și nu numai și de organizare de a duce pe toată lumea la un loc. Deci, cumva, întotdeauna cineva se opune. Nu știu de ce, pentru că scopul este comun. Poate au fost experiențe neplăcute cu relocarea pe perioada consolidării, dar sunt multe aspecte tehnice și de asta până la finalul anului sper să găsim o soluție clară. Oamenii să vrea să intre în aceste programe și noi Bucureștiul să-l vedem consolidat. Ăsta cred că e scopul.
Și la fel sunt foarte mulți proprietari care și-au închiriat locuințele și atunci nu vor să facă acele reparații, acele igienizări, acele renovări. În cazul acela se aplică și în cazul lor, nu? Sigur, aici e un alt aspect care de fiecare dată când se consolidează o clădire, îi ajunge în administrația companiei, mă rog, administrației cu risc seismic și urmează să fie consolidată. Dacă nu poți intra în proprietatea omului, dacă omul nu-ți deschide ușa să vezi, să faci analize de structură în faza de studii de fezabilitate, atunci nu ai cum să știi exact ce proiect să cotezi. Deci trebuie un parteneriat aici și între oameni și oamenii să fie înțelegători. Nu cred că este confortabil să pleci din casă 2 ani, 3 ani de zile și în unele cazuri persistă. Sunt multe povești neplăcute cu durata relocării, dar trebuie să fie o colaborare între stat, București, administrație și cetățenii care trăiesc în astfel de locuințe. Și să nu uite că, Doamne ferește, în caz de cutremuri, ei sunt cei mai vulnerabili. Cei mai vulnerabili. Deci până la asta este în binele, spre binele orașului. Da, în momentul actual există o evidență a acestor proprietari, a acestor clădiri? Cum se ține evidența acestor clădiri neîngrijite? Este destul de dificil să ții o evidență. Avem evidența riscului seismic, care este o poveste pe de-o parte. Cealaltă este pleacă de la sesizări. Adică există un registru, el se actualizează în cadrul primăriei capitale cu clădirile unde se constată de către poliția locală, se fac fotografii, se înregistrează aceste clădiri cu risc, însă permanent apar altele. Adică gândiți-vă că lucrurile se degradează. Sunt clădiri de 150 de ani. Sunt clădiri care mai rău au fost trepate de mântuială și ajung să cadă bucăți și mai mari din fațade. Ca să nu vorbim de structură, vorbim doar de ce vede omul când trece pe bulevard și riscă să cadă în cap sau pe mașină. Deci da, toate aceste lucruri fac parte din o inventariere și chiar în acest sens, uitați că am ocazia acum, lucrăm la un proiect de hotel de consiliu, aici mă refer la USR Plus, pentru inventarierea patrimoniului și digitalizarea acestuia. E un subiect foarte amplu. Dar mai pe românește, oricine se poate intra pe site-ul primăriei capitalei, pe o hartă, și acolo unde avem datele, încet, încet să actualizăm, să începem să le punem, să poți da click pe o clădire și să vezi ce date există acolo. Vorbesc de patrimoniu care se află în proprietatea primăriei capitale. Bun, și cine se va ocupa de colectarea acestor date? Sau cui va reveni această responsabilitate? Aici este provocarea majoră. Încercăm să facem totul în cadrul primăriei. Există ONG-uri, culmea, sau nu? Venind din mediul privat, știm asta. Poate cei care au stat în mediul bugetar atât de mult timp nu mai cred în asociații, ONG-uri, grupuri civice. De există mai multe asociații în București și nu numai, care au stat și au inventariat clădire cu clădire. Au mapat poză cu poză. Ba mai mult, au evoluția unor degradări, involuția unor clădiri de-a lungul timpului. Și avem și acum șansa să facem parteneriate, să vedem cum obținem acele date, că și aici este o provocare, și să folosim și datele deja muncite de privat. Dar răspunsul este că, da, în cadrul primăriei trebuie oameni specializați care să-și ocupe timpul cu monitorizare, cu sesizări și așa mai departe. Bun, să sperăm că se va concretiza într-un timp... Chiar este un focus destul de mare, zona aceasta de patrimoniu, atât pentru noi USR Plus, cât și pentru primarul general, știu că este același lucru. El venind dintr-o zonă pe care o cunoaște toată lumea, exact de activism civic în zona imobiliară, în zona de urbanism, e destul de focusat pe subiect. Numai că, realist vorbind, și aici e vestea mai puțin bună, că place să dau și pozitiv, dar și realist, avem foarte multe clădiri cu risc seismic care n-au fost niciodată puse pe lista aceea pe care o găsim pe site-ul primăriei. Și acele clădiri au și până la fațadă, dar și structurale. Și aici ne trebuie sprijinul asociațiilor de proprietari să facă acele expertize și nimănui nu-i convine să constate dintr-o dată că blocul în care locuiește are bulină. Dar făcând-o, vor putea accesa ulterior fonduri și putem remedia lucrurile. Iarăși, un echilibru între ce parteneriat există între cetățeni și primăria. Ce feedback ați primit până acum de la cetățeni referitor la programul municipal de restaurare? Sunt deschiși oamenii? Sunt de acord ca aceste clădiri să fie renovate, să fie consolidate, să fie igienizate pe banii primăriei, chiar dacă primăria ulterior își va recupera banii? Ce spun oamenii? Oamenii, în principiu,
Știți cum e, dacă e gratis sau nu e o dobândă mare sau e zero împrumutul, sunt deschiși. Cred că partea cea mai mare a provocării este cu relocarea. Adică când ține de consolidare întreagă, oamenii aceia trebuie să plece și se vor duce în niște locuințe speciale atribuite unde nu sunt mulți mulțumiți sau poate nu sunt ceea ce își doresc. Gândiți-vă, sunt oameni în vârstă care sunt foarte greu de convins și preferă să rămână în acea casă indiferent de situație. Și aici e și o chestiune de mentalitate. În mod clar, tinerii sunt mai deschiși, că dacă au moștenit sau au cumpărat o proprietate de genul acesta, vor să-i ridice valoarea și asta este un aspect și să fie în siguranță. Dar avem împotriviri de la, și la asociații de proprietari și de la oameni mai în vârstă care scriu, participă, sună. Deci București e foarte activ din punctul ăsta de vedere. Și mai exact, care va fi procedura? Se va trimite o notificare? Vor avea un termen la dispoziție pentru a face ce trebuie și apoi, dacă nu, ce se întâmplă sau cum? În tot ceea ce ține de sancțiuni, se va aplica foarte simplu. Dacă există, se pune în pericol public siguranța cetățenilor, poliția locală va constata fapta și va sancționa proprietarul. Deci aici nu cred că e vreo... Până discuție. Acum, deci nu s-au trimis notificări. S-au trimis, nu? Dar să știți, oamenii ajung pe ultima sută de metri și din păcate când se întâmplă incidente. Știți, faimoasa glumă cu să scadă un ghiveci în cap. Dacă au căzut, Doamne ferește, balcoane în București. Exact, au căzut, adică... balcoane, s-au pus în siguranță, că ăsta este termenul folosit, și sunt lucrări minimale unde, dacă nu s-a revenit după 3 luni de zile să se verifice fondul, probleme, Doamne, ai acoperit, există diverse sisteme de pune în siguranță, cu plase, cu structuri, se pot îmbunătăți foarte multe lucruri aici. Deci, din păcate, majoritatea sancțiunilor au ajuns doar din partea unor, sau după niște evenimente neplăcute, sau sesizări de la vecini. Dar da, cred că după ce avem un sistem bine pus la punct, dezbătut public, acceptat de toată lumea, vreau să pun clădirea în siguranță, vreau să... am o linie de finanțare pentru a putea consolida clădirea în care locuiesc, atunci trebuie să înceapă și sancțiunile active mult mai intensificate. Și să nu mai spunem că pe lângă pericolul uriaș pe care îl reprezintă aceste clădiri, este și o problemă de estetică. Pur și simplu ne fac Bucureștiul să fie printre capitalele urâte ale Europei. Absolut. Deci, la estetică și la țesutul urban în general avem o provocare imensă. Chiar zilele trecute am fost la o companie în vizită care e într-un tur din acesta de birouri în zona Victoriei și când m-am întors pe direcția Buzești, se vedea Catedrala Mântuirii Neamului în perspectivă și până acolo clădirile erau dărăpânate și erau numai în valuri. Nu era nicio logică urbanistică, se vedeau cum cădeau bucățile din acele clădiri. Cred că aici, pe lângă regulament și pe lângă programul primăriei, va trebui și lucrăm la asta, pentru faza a doua, să implicăm privatul mult mai mult. Deci cumva să impulsionăm și din privat și proprietarii să vină, sau băncile, sau linii de finanțare, pentru că bugetul primei capitale, din păcate, așa cum s-a văzut în acest an, este extraordinar, extraordinar de critic. Deci dacă se poate, un cuvânt de comparație pentru critic, suntem într-o situație foarte grea lăsată ca urmare a tuturor, să spunem, găurilor din mandatul trecut și acum primarul general, așa cum și declară în conferințe de presă, este pe o campanie de a petici scurgerile. Noi în continuare gândiți-vă că am reușit parțial să închidem companiile municipale care unde chiar astăzi îmi povestea cineva cum un director în această companie, una dintre companiile municipale, avea 37.000 de lei salariu net. Asta este mai mult ca în privat și mai mult ca în orice fel de companie normală în care performanța se plătește. Deci s-au cheltuit foarte mulți bani, acum în primul rând trebuie strâns bugetul și după aia să vedem cum putem să investim cât mai mult în clădiri și în construcția lor. Da, și referitor la construcții, pentru că tot se construiește haotic în continuare. Se construiesc clădiri în zone în care nu ar trebui să fie, clădiri în alte, în zone istorice cu arhitectură
după cum bine știm. Se iau măsuri în acest sens? Da. Subiectul urbanismului probabil că este unul dintre cele mai calde subiecte în București în noul mandat. Chiar ieri am avut o întâlnire de lucru, o masă rotundă la care a participat și primarul general. Au participat asociațiile care reprezintă dezvoltatorii imobiliari, unii dintre cei mai mari dezvoltatori din București și proprietari de clădiri, de mall-uri. Au participat arhitecții și Asociația Arhitecților, Societăților de Arhitectură, Ordinul Arhitecților, ce am reușit pentru prima dată de la începutul acestui mandat, cumva să facem o masă rotundă și să se spună pe față care sunt și minusurile, care sunt și plusurile începutului acestui mandat. Este clar că există întârzieri majore în Primăria Capitalei în ceea ce privește eliberarea unor documente și unul dintre motive este exact ce ați menționat la început. A fost atât de mare haosul găsit acolo. Anumite lucrări care întârziau și înainte și din alte motive, alte lucrări care mergeau pe repede înainte fără să respecte avize și termene. Și atunci cumva primarul general, pentru că el este cel care coordonează direcția de urbanism, a micșorat ritmul, asta ne-a și explicat, și vrea ca în următoarele 2-3 luni de zile să revină la o dezvoltare normală. Noi, USR Plus, milităm pentru o dezvoltare normală, vrem ca oamenii să poată primi în termenul legal 30 de zile maxim certificate de urbanism, de branșamente și așa mai departe, dar nu vrem nici să se facă case între blocuri sau blocuri între case, pentru că este absolut același lucru. Deci suntem iarăși într-o situație pe care vă spun sincer, cred că undeva în următoarea 2-3 luni, după această perioadă de vară, noi vom fi foarte atenți ca primarul general să o pună în ordine. Trebuie un flux mai rapid la primăria generală. Sunt investitori care construiesc, investitori care au proiecte foarte mari, internaționali, listați la bursă. Nu vorbim de faimoșii rechini imobiliari care construiesc cu autorizații sau fără. Am văzut și astăzi o știre în sectorul 5, un bloc P+3, care a ajuns pe plus 9 fără autorizație. 2021. Este incredibil. Da. Deci vrem să promovăm acești bani, aceste companii să facă și ele profit, să plătească taxe, să dea salarii, să angajeze firme de construcție, dar să încetăm cu haosul. Iar mai concret, haosul urbanistic vine în acele puzuri, planuri urbanistice zonale, adică excepții, derogări, care de-a lungul timpului au favorizat pe unii față de alții. Ei nu au fost planuri urbanistice care să ia în calcul toată comunitatea, ba mai mult în dezbatele publice oamenii țipau și spuneau că eu am casă de P+1 și vine un bloc de P+10, nimeni nu-i băga în seamă, era votat oricum, se excepta. Aici suntem într-un moment critic, în următoarele luni primarul general sper să pună pe ordinea de zi aceste puzuri individuale, nu vorbim de acele puzuri sector, alea sunt suspendate, dar puzuri individuale, dar proiect la proiect. Multe dintre ele sunt investiții majore în București, care trebuie să meargă mai departe, și mai sunt și excepții cu case, oameni care sunt în diverse zone și trebuie, care n-au absolut nicio vină în această poveste. Da, oricum este o problemă și relocarea oamenilor în clădirile care trebuie, din clădirile care trebuie să fie reconsolidate. Dar știm foarte bine că România este o țară cu un risc seismic ridicat. Și studiile arată că, Doamne ferește, dacă vine un cutremur, la fel ca cel din 7-7, e posibil ca 25.000 de oameni să-și piardă viața, din cauza că stau în acele clădiri cu risc seismic și vorbim de 350, dacă nu mă înșel, de clădiri care sunt cu cel risc puțin, pentru în că clasa nu avem, întâi, da, în clasa, așa, iar pe listă. Da. Iar în total avem în jur de 2.400-2.500 undeva. Dacă ar fi cifrele cu toate expertizate la zi, probabil că am avea mult mai mult. Asta este realitatea, nu trebuie să ne ascundem. Clădirile se degradează cu timpul, plus că mai sunt diverse situații sesizate de asociație proprietară unde există clădiri care au fost introduse cu bulină, ca să vorbim pentru toată lumea așa, și după aceea și-au făcut expertiză proprie și nu mai aveau acea bulină. Deci lucrurile au fost făcute haotic când s-a făcut această listă. Este foarte gravă situația. Mă bucur însă că săptămânile trecute am fost invitat și am participat la un plan pe care un ONG îl are și vrem tot așa să luăm cei buni de acolo, să-l introducem Primăria Capitalei cu reacția, cu educația. Că despre asta e vorba. Ce faci când se întâmplă cutremurul?
Că realist, 2000 de clădiri nu se pot consolida în 4 ani de zile, într-un mandat. Probabil că nici în 8. Nu probabil, sigur. Și Japonia are exemple. Puteau să facă 100 de clădiri pe an, dar mai mult de atâta nu aveau de unde. Adică la un moment dat nu mai aveau un raționament economic. Mai bine o dărâmai și construiai alta în loc, de nou. Deci sunt multe aspecte de luat în calcul. Însă cel mai important lucru e educația. Pentru că oamenii, mai ales cei în aceste zone și sunt bine mapate, spre exemplu pe harta acestei asociații, care sunt zone de mare risc, unde trebuie să te duci, cum trebuie să reacționezi, așa putem salva vieți pe termen scurt. Pe termen mediu, lucrăm la consolidare, sperăm să avem cât mai multă participare partea populației. Că nu poți obliga, nu poți intra peste casa omului să-l obligi să îți ofere apartamentul, să-l consolidezi. Din păcate, e un drept de proprietate pe care nu-l putem încălca sau din fericire. Dar de ce credeți că nu a funcționat până acum programul de consolidare? Uitați, ca să vă spun, eu de regulă acord și credit unde au funcționat lucruri și critic acolo unde nu. În mandatul doamnei Firea am atât de multe de criticat încât nici nu știu de unde să încep. Adică e egal. Dar credit pot aloca că acest program cumva a funcționat și avem câteva clădiri care urmează să, pe care urmează să continuăm. Și vă întrerup puțin că în perioada 2016-2020, dacă nu mă înșel, 23 de imobile. Exact. Nu? N-au fost predate toate urmează, exact. Ne continuăm ce a început, aici este marea diferență, n-am venit să blocăm, să schimbăm, să vrem să terminăm cât mai mult, să se întoarcă oamenii care sunt relocați la casele lor. A fost un program unde probabil și doamna Firea, ea dânsa a văzut atunci efectul în campanie. Se gândea că e foarte vizibil să aduci o clădire în renovare și să o termin. Din păcate n-a terminat nici pe departe tot ce a promis. Multe dintre reconsolidări sunt de fapt puneri în siguranță. Adică s-a venit la clădire, s-a dărâmat partea din fațadă care punea risc sau în risc persoanele și au venit cu o plasă peste și au corectat-o, dar n-au reparat clădirea efectivă, adică n-au consolidat-o. Deci, practic, sunt bani cheltuiți acolo, din moment ce n-ai consolidat clădirea. Dar există și clădiri pe care sunt terminate și alte pe care le vom termina. Deci, pași se fac. Important este ca oricine vine după să nu sisteze, să nu distrugă ce a fost înainte. Cred că aici sunt noutățile în noua administrație. Și lucrăm la soluțiile, noutățile și soluțiile. Nu? Din păcate până acum e așa un joc politic. Ce a făcut ăla dinainte? Hai să tăiem tot, să-mi pun oamenii noi, să schimb cu totul. Nu vrem acest lucru. De altfel, un exemplu este că la negocierea de buget cu un alt exemplu, cu domnul primar general, noi am susținut să încercăm să continuăm spitalul din Pipera, pe care doamna Firea l-a promovat atunci. Am fost criticați că de ce politic o să dea prost. I-a zis, nu domne, dacă s-au băgat niște bani și am putea face, dar să avem bani să-l facem, îl facem. Din păcate nu avem bani în acest moment, este pe hold proiectul. Și concret, ce planuri are actual administrația? Legate de? Legate de reconsolidarea clădirilor. V-am spus. Cum va continua acest program? Că ați spus că nu vreți să blocați nimic, normal, vreți să se continue. Absolut. Sunt deja, cred că am avut 14 sau 16 imobile noi deja în ultimele ședințe de Consiliu introduse, pentru că aceasta e procedura. Ele trebuie date către prin Consiliul General în administrarea acestei administrații de seismic și vom continua. Îl felicit pe domnul director de acolo pentru că este foarte activ. Se întâmplă lucrurile și pentru că Consiliul General este proactiv, dar și pentru că dânsul vine cu propuneri. Și vom încerca să avem cât mai multe. Mai departe, cu ce vom face, vom bugeta cât mai mulți bani către această zonă, ca să ne asigurăm că din banii care există în bugetul capitalei să se ducă să susțină construcțiile. Sunt foarte scumpe aceste reconsolidări și v-am spus, economic vorbind, în multe situații este posibil să fie mai ieftin să dărâmi decât să reconstruiești decât să consolidezi, dar sunt multe cu valoare arhitecturală, monumente și de aceea aceea valoare nu poate fi cuantificată. Vom susține, în limita bugetului, vom susține către maxim aceste proiecte. Vom reveni în scurt timp la acest subiect. Deocamdată vreau să mergem puțin mai departe, să continuăm cu parcurile din capitală, pentru că știm că sunt investiții uriașe care au fost făcute, iar parcurile nu sunt
ceea ce trebuie, nu arată cum ar trebui să arate. Avem parcurile Floreasca, Tei și Bordei. S-au cheltuit pentru aceste parcuri pe hârtie 34 de milioane de euro, da? Dintre care 80% bani de la buget. Și pur și simplu vorbim aici despre tărâmul fermecat din parcul Tei, care a costat 14 milioane de euro, doar 4 milioane în fonduri europene și până în prezent, pentru întreținerea lui, primăria de sector a plătit 4 milioane de euro în 5 ani, dar încasările din bilete au fost de 5 ori mai mici. Și vorbim despre un parc care este un eșec total. Are 7 atracții, dar niciuna nu funcționează. O casă a groazei care este închisă pentru că nu le place copiilor, nu intră în ea. O roată care, în care nu se dă nimeni. Un roller coaster care este defect. Da, ne oprim puțin, revenim la parcuri, imediat revenim la parcuri. Deocamdată o să discutăm în continuare despre clădirile, reconsolidarea clădirilor. Pentru că știm foarte bine că sunt acele peste 2400 de clădiri care sunt cu risc seismic, 350 dintre ele sunt în clasa 1. Și pentru că n-am atins un punct, n-am vorbit despre, pur și simplu despre facilitățile financiare pentru proprietari, să zicem, care vor fi oferite prin acest program. Dar imediat în câteva secunde, când vom intra și în legătură cu colegii mei de la știri. Da. Sunt multe de făcut în București și sperăm că actuala administrație să-și îndrepte atenția acolo unde trebuie și să se ocupe de ceea ce trebuie. Pentru că în acest moment, probabil că ați văzut pe rețelele de socializare, bucureștenii sunt un pic supărați. Se plâng de șobolani, se plâng de țânțari și nu avem în București nu este cel mai curat oraș. Spre emisiunea Realitatea din București, moderată de colega noastră Anca Frumosu. Bun găsit, Anca! Cine este invitatul tău de azi? Bun găsit, doamnelor și domnilor! Invitatul meu de astăzi este Cosmin Șmighelschi, consilier general USR Plus și tocmai vorbeam despre clădirile cu risc seismic din capitală. Știm foarte bine că sunt 350 de clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic și ne spunea despre planurile actualei administrației în ceea ce privește consolidarea acestor clădiri care reprezintă un pericol uriaș pentru oameni. Da, mulțumesc pentru invitație din nou. Din păcate, probabil că avem mult mai multe clădiri și ăsta este adevărul cu risc seismic real. Acele expertize nu au fost actualizate sau sunt proprietari și asociații de proprietari care nu doresc să facă acele expertize pentru că ar reduce valoarea clădirilor în care locuiesc. Ceea ce ne dorim este să continuăm și aici punctam mai devreme ce s-a început și sunt și lucruri bune pe mandatul trecut și anume faptul că s-au început niște clădiri prin administrația de risc seismic, consolidarea anumitor clădiri. Câteva au fost finalizate, pe altele le vom finaliza noi și vom duce la capăt lucrările și vrem să aducem cât mai multe. Ele procedural trebuie să ajungă prin hotărâre de Consiliu General în administrație, după care se fac diverse licitații pentru proiectare, pentru a vedea exact costurile, după care se validează indicatorii tehnici și trebuie să alocăm bani. Acum, știți foarte bine și cred că a fost clar din la începutul acestui mandat și de la primarul general, suntem într-o situație critică din punct de vedere financiar cu bugetul. Noi de aceea am și punctat la momentul votului bugetului că nu putem să îl estimăm atât de mult, pentru că în realitate suntem mult mai jos de atât, avem foarte multe găuri din trecut. Gândiți-vă așa că din 10 lei în primăria capitalei, o treime aproape se duce pe subvenția la termie, pe apa caldă care nu e. O treime se duce la STB, pe mijloace de transport care au fost așa cum au fost timp de 30 de ani, câte puțin s-au actualizat și o treime pe costuri. Dacă faceți totalul, investițiile teoretic n-ar mai fi. Acum am exagerat eu un pic proporția, mai sunt bani pentru investiții, dar uneori, când lucrurile nu merg bine, acesta nu este un buget de laudă. Noi acum, din tot ce avem și încercăm să facem bani în plus la venitul bugetului capitalei, vrem să alocăm către administrație, vrem să refacem cât mai multe clădiri, vrem ca oamenii care ne ascultă și asociația proprietari să fie deschise cu primăria capitalei, să schimbăm un pic dialogul, să fie un parteneriat. Știm că e inconfortabil să pleci 2-3 ani, 4 ani de zile de acasă.
durează un astfel de șantier. Știm că sunt oameni mai în vârstă, care de principiu nu doresc să plece din casele lor. Dar dacă, Doamne ferește, vine un cutremur și nu suntem pregătiți și avem astfel de clădiri în prajmă, oamenii aceștia sunt puși în pericol și toți cei care trec prin zonă. Acele fațade cad și este un pericol real. Deci suntem foarte deschiși către parteneriat, deja funcționează, avem multe clădiri introduse în noul mandat pentru refacere și vom aloca bani să facem. Mulțumim, mulțumim, noi continuăm aici discuția. Saviana, înapoi la tine. Mulțumim, imagini. Da, deci spuneam mai devreme, deci proprietarii practic pot să-și consolideze singur clădirile sau prin Programul Național de Consolidare cu ajutor de la stat. Care sunt facilitățile financiare? Sunt împrumuturi cu dobândă foarte mică sau zero. Astea sunt facilitățile, adică niște împrumuturi pe care niciodată nu le-ai putea obține de la o bancă, că nu sunt garantate de stat, pe scurt și la obiect. Acum, normal că te supui unor proceduri, că de asta există un program cu un regulament. Eu cred că e bine ca oamenii să citească acel regulament, ca să participe la dezbateri, pentru că am avut și acest aspect. În acest mandat am insistat mult pe dezbateri publice, ceea ce nu s-a făcut neapărat în mandatele anterioare. Sau au fost de formă, ca să nu fiu foarte vehement. Luăm în calcul și rog oameni, noi postăm și pe site-ul primăriei și pe site-ul Consiliului General să participe la acele dezbatere publice. Se intră pe site și pot să-și dea cu părerea în mod clar, să fie cât mai eficienți pe părere. Adică să spună, vreau să vă modific articolul X, ar fi bine să așa. Și vă garantez că sunt oameni și de la primărie și din cadrul consilierilor din echipe care citesc. Deci nimic nu e în zadar. Și putem îmbunătăți regulamentele acelea. Deci dacă sunt oameni care doresc să dea recomandări sau vor să modifice, să ne contacteze cu mare încredere. Vom lua în calcul absolut toate recomandările primite. Să sperăm că o vor face. Revenim la parcuri. Pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, s-au făcut investiții și pe hârtie și proiectele arată foarte bine pe hârtie. Au pontoane, parcurile au pontoane, au piste de biciclete, de barcadere sau puncte de informare. Dar ori nu sunt funcționale, ori pur și simplu chiar nu există. Ce măsuri ia primăria în acest sens? Cum le poate transforma într-adevăr să fie o atracție? Vorbeați mai devreme de Roata Mare, presupun și de casa, da. Presupun că e vorba de parcul din Tei, făcut de domnul Onțanu, dacă nu mă înșel. Așa. Doamnă, ce să vă spun, dacă de atâția ani de zile fondurile europene, ca și PNRR-ul acum, sunt văzute așa, sau sunt bani văzuți moca, doar să facem ceva ca să dea bine și la final să ne fim realeși, parcul Tei este un exemplu foarte bun. Teoretic, în orice țară civilizată ai o roată mare, dar o ai într-o zonă realmente turistică, centrală, poate Herăstrău, poate într-o zonă de unde vin turiștii, centru sau adiacent centrului. Dar întâi, slabe șanse să vină cineva din turiști extern, mă refer, ca să vină să vadă ce la Cutei. Insula Petricani, care din păcate nu este atât de plăcută la ochi, e un exemplu perfect de cum au fost irosiți banii acolo, doar ca să fi făcut ceva și să ajungem la acea sintagmă. Domne, a furat, dar și făcut. Și la domnul Onțanu nu vreau să comentez mai multe, că s-a văzut în presă și după aia și în instanță de judecată ce s-a întâmplat. Legat de parcurile din administrarea primăriei capitalei, respectiv Parcul Herăstrău, Cismigiu, acolo, într-adevăr, nu stăm bine. Și nu stăm bine foarte simplu, pentru că avem o administrație a lacurilor, parcurilor și agrement, care ei administrează. Și de-a lungul ultimilor 3 ani s-a construit o firmă, de către mandatul doamnei firmă, Firea, care o firmă în care e acționar Primăria Capitalei, dar s-au angajat pe diverse criterii, în orice caz nu profesionalizi oameni, s-au plătit salarii mari și au funcționat în paralel. Deci în ultimii 2 ani de zile, un an și jumătate cel puțin foarte grav, practic Alpabu, care este administrația noastră, tuturor, instituție, nici n-a fost desființată. Și această companie a funcționat în paralel cu Alpabu, primind toate lucrările pentru primărie. După care această companie n-a mai primit bani, deoarece, cum menționa doamna Firea, a intrat în faliment prima capete, că dânsa înainte de, în 2020, ne spune acest lucru, și au început să subfinanțeze și această companie. În acest moment, ce facem noi? Vrem să desființăm cu totul această companie, suntem în procedură legală de a o face, că nu poți veni peste noapte, sunt și angajați, sunt datorii, încercăm să aducem totul la zi. Asta este principiul pe baza căruia am plecat.
și să dăm totul în administrarea Alpabului. La Alpab însă, ați dat exemplul circuitului turistic Floreasca, unde alt subiect nici acum nu este recepționat. Am înțeles de la domnul director în funcție de la Alpab că nici nu urmează să fie, deoarece există foarte multe legalități acolo și urmează procese pe rol. Deci, în concluzie, noi trebuie să venim acum să luăm din mers tot ce nu s-a făcut și vom face cel mai probabil, asta este o perspectivă despre care discutăm acum, chiar ieri domnul primar Radu Mihaiu de la sectorul 2 a ieșit public cu acest subiect, ar vrea să vină către Primăria Generală, deoarece nu sunt bani la Primăria Generală, să preia unele parcuri și să le administreze cu Primăria de Sector. Și este era vorba de Parcul Verdi. Credem că pe termen scurt, cel puțin, iară și mediu, sunt soluții, este o soluție bună și am putea să fim de acord cu acest lucru, deoarece Primăria de Sector are mai mulți bani la dispoziție și ne interesează ca cât mai repede să poată oamenii să se ducă cu cărucioarele de copii, să aibă noi locuri de joacă. Nu să așteptăm până vom redresa Primăria Capitalei. E un proces de durată. De durată. Și sunt multe zone care necesită bani. Clădirile, parcurile, deratizările, șosele, gropile. Deci sunt multe probleme aici. Și în principiu am fi de acord să oferim în administrare, dacă sunt bani, către sector. Și cred că și domnul primar general este de acord. Astfel încât, la cum se mișcă un sector care este funcțional, cum este sectorul 2, în câteva luni pot fi puse în ordine, schimbate bănci, făcute aleile. Noi uităm la rezultate rapide și noi, că vrem oamenii să le poată privi. Da, dar câți bani a alocat Primăria Capitalei pentru întreținerea și amenajarea parcurilor? Suma exactă, nu știu să vă spun chiar acum, ne putem uita pe buget. A fost redusă. Eu am informația că 1,6 milioane de euro. A fost redusă suma, dacă asta era întrebarea, și este dintr-un motiv foarte simplu. Încă există comenzi către aceste companii municipale și atunci nu puteți să le dai bani mai mulți că ești în contract cu ele. Și acum, cu faimoasa poveste cu deratizarea, spre exemplu, sau cu tăierea ierbii, sau cu curățenia, uneori au fost folosite aceste companii pentru că sunt încă în contract. Ele sunt în curs de lichidare. Deci în momentul în care, dacă aveți 1,6 milioane, la Primăria Capitalei? Da. Ok, pentru a alocat parcurile... 1,6 milioane de euro pentru întreținerea și amenajarea parcurilor. Iar la 30 iunie, 95% din spațiul verde era cosit. Dar totuși, la o plimbare prin parcuri, nu este chiar totul cosit. Absolut. V-am explicat de unde a venit blocajul. Au fost comenzile între Alpab, administrația de parcuri și această companie municipală. Cred că lucrurile se vor curăța cu adevărat și se vor vedea în momentul în care reușim să închidem legal, definitiv, cu aceste companii municipale și toate comenzile să meargă la Alpab, la administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, acolo unde oamenii știu ce au de făcut și asta cred că se va întâmpla, ca să vă dau și un termen, în următoarele luni. Deci noi avem așteptări majore de la primarul general, ăsta e rolul nostru, eu nu sunt executiv, executiv este primarul general, și noi avem atât datoria să-l sprijinim în Consiliul General, cât și să criticăm de fiecare dată constructiv tot ceea ce nu merge. Și într-adevăr, au fost întârzieri la parcuri, au fost întârzieri cu deratizarea, au fost și alte întârzieri cu urbanismul și altele și altele. Avem comunicare permanentă cu cetățenii, ne sună, ne scriu, răspundem. Lucrăm la asta, noi ne-am dat un termen ca până la finalul acestui an să vedem rezultate cuantificabile. Cuantificabile. Și cred că o să reușim și sprijinim încă o dată și cu închiderea acestor companii care ține de Consiliu. Da. Vin bani frumoși prin Planul Național, sau ar urma să vină bani frumoși prin Planul Național de Reziliență și Redresare, mai exact 7 miliarde de euro și domnul primar a anunțat că sunt 50 de proiecte care vor beneficia de acești bani. O sumă de care Capitala nu s-a bucurat niciodată, nu a avut-o niciodată. Acum, acest Plan Național de Reziliență și Redresare a devenit un fel de subiect în fiecare seară la televizor, numai asta auzim și pe internet, parcă ar fi salvarea României. Nu e chiar așa, că România nu trebuie salvată din punctul ăsta de vedere. Avem nevoie de acești bani, dar nu cred că s-a explicat bine un lucru. Banii sunt pentru toată țara.
Și eu mi-aș dori să iau la București pentru că sunt în sunt prezent în calitate de consilier general. Dar din păcate suntem într-o concurență și asta mi-a explicat domnul ministru Ghinea și are diverse conferințe la care participă și live-uri pe care le face explicând acest lucru. Deci oricine e interesat să știe mecanismul, vă rog să intrați pe pagina domnului ministru Ghinea că explică cu subiect și predicat cum funcționează. Criteriul principal la PNRR este să fii foarte, foarte avansat cu proiectul. Adică să ai deja studii de fezabilitate, să ai deja cât se poate un business plan, să ai deja o structură, să ai. Și atunci, proiecte precum studii de prefezabilitate sunt mai puțin probabil să primească finanțare față de unele care sunt foarte avansate și doar necesită bani. În ceea ce privește Bucureștiul, și noi știm de la primarul general că de la începutul mandatului, chiar din primele zile, a avut o discuție cu domnul ministru și după aia instituțional a depus un set de proiecte. Printre proiecte știu că avem calea ferată supraterană, respectiv acele străpungeri cu care a și fost în campanie domn primar general. Mai multe loturi, tronsoane care cât de cât erau avansate și fezabile. Mai avem piste de biciclete. Avem foarte important reparații la rețeaua de termie. Kilometrii întregi care ar trebui sunt foarte avansați și ar putea fi finanțați. Dar suntem și noi acolo la pachet cu alte orașe, poate la concurență cu metroul domnului Boc, care și acolo este pe listă și sperăm să obținem cât mai mult. Însă eu vă spun foarte, foarte sincer, nu-mi pun baza în acești bani. Noi în București trebuie totuși să începem sunt 7 miliarde de euro. 7 milioarde sunt proiecte prezentate. Dar tot 50, da, cele 50 lista dacă am luat cei 7 proiecte, am fi foarte fericiți. Și sperăm. Dar chiar și așa, multă lume întreabă, domne, dar e de la voi, ministru Ghinea. Deci, pe cum să... Ce, dacă e aceeași culoare politică, înseamnă că ne dă nouă sau nu dă altcuiva. Există criterii foarte clare. Și din câte știu, oricum vom afla curând, 31 mai au fost depuse... La comisie a fost depus dosarul. Știu că sunt 2 luni de dezbatere. Acum e vacanță, august, la comisie. Și în septembrie ar trebui să știm rezultatul. Cât ia Bucureștiul din acești bani? Cât suntem în stare să absorbim? Sperăm cât mai mult. Și dacă tot am vorbit de proiecte, vreau să ne spuneți puțin ce este proiectul Plămân Vers pentru București, pentru că 900 de milioane de euro din acești bani ar urma să se ducă pe acest proiect. Despre ce este vorba? Este vorba despre un proiect care presupune mai multe acțiuni pe zona de mediu. Noi am mai spus-o și de altfel am depus și un proiect acum în acest context pentru calitatea aerului din București. Este nevoie de un studiu foarte clar cu senzori pe zonele în care avem nevoie de îmbunătățirea calității aerului. Deci nu dacă găsim un teren, am făcut un parc și e gata, ok. Și în acest sens... Și mandatul trecut, de altfel, am avut astfel de inițiative. Dorim să aducem un plan foarte clar pentru ce zone trebuie înverzite, ca pe baza senzorilor să pot să știi dacă chiar au rezultat acele înverziri, se coboară nivelul de poluare a aerului și îmbunătățește calitatea aerului respirat de către persoane. De altfel, am avut și un proiect acum, tot în acest context, pentru Parcul Dudești, spunem noi. Pe Bulevardul Unirii există un teren unde susținem și este în curs de desfășurare cartierul Justiției, faimosul cartier al Justiției, pentru că cu Banca Mondială, un proiect comun, și acolo o parte din teren pe care îl deține Primăria Capitalei, vrem să-l construim ca parc, vrem să construim parc pentru a fi complementar proiectul de clădiri și tot un plămân verde în București. Deci scopul este să creăm cât mai multe zone de plămâni verzi, strategic, nu doar așa că e un teren acolo, să putem să eliminăm din poluare, din temperatura orașului, un studiu tehnic, despre asta e vorba și trebuie să știm datele înainte de toate. Și mai are primăria un proiect foarte ambițios și anume transformarea malurilor în promenadă. O scurtă întrebare, un răspuns la fel de scurt, vor fi legate aceste promenade între ele? Vom putea ajunge cu bicicleta din Herăstrău, să zicem, spre Parcul Bordei? Deocamdată la sectorul 1, da. Asta pot să vă răspund scurt. Mai amplu, sectorul 1 este cel mai avansat, unde colegii mei de acolo și-au pus țintă de la începutul mandatului și au luat teren cu teren, mal cu mal, loc cu loc, să lege cele 3
lacuri, vorbim de Herăstrău, Băneasa, Străulești, Grivița, de fapt, că sunt toate, e o salbie. Da, Promenada Verde. Promenada Verde, de altfel, doamna Armand deja a inaugurat parțial niște tronsoane care au fost eliberate, curățate, cele unde nu trebuiau documentații foarte stufoase. Și primul pas este să cadastrăm terenurile, adică să avem acte pe ceea ce deține primăria, pentru că, da, sunt foarte multe situații în care nu ai acte, dar e domeniul public. Al doilea pas este să se construiască un PUZ pentru aceste, de către primărie, pentru această zonă. Trebuie întărite malurile. Da, este un proiect pe care sper sincer ca până la finalul mandatului 2024, în cât mai mare parte să-l putem livra. Adică oamenii să se poată plimba cu bicicleta, chiar dacă nu o să fie toate patru lacuri, măcar parțial, pe un circuit să nu mai avem acele trasee fragmentate, pentru că avem doar 15-20 de kilometri de piste de biciclete în acest moment și știu că domnul Dani Cușor spunea că vrea într-adevăr să avem mai mult, să crească numărul kilometrilor de piste pentru biciclete. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru invitație, pentru că ne-ați acceptat invitația. Realitatea din București se încheie aici. Pe curând! Mulțumesc și eu!